Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Noi scumpire ale carburanților în Republica Moldova. Este a 10-a scumpire a produselor petroliere din această lună cauzată de evoluțiile pe piața internațională. Premier în justiția din Republica Moldova, o cameră specială pentru recunoașterea persoanelor suspectate de infracțiuni a fost înființată la Procuratura din Cimișlia, iar martorii pot fi acum în siguranță. După un an de pauză din cauza pandemiei, reuniunea Teatrelor Naționale Românești a revenit la Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară în condiții sanitare stricte. Noi scumpiri ale carburanților în Republica Moldova. Prețul maxim stabilit de ANRE pentru un litru de benzină standard 95 a ajuns la 20 de lei și 98 de bani, în timp ce un litru de motorină e vândut cu 16 lei și 81 de bani. Este a 10-a scumpire a produselor petroliere din această lună. Pentru că prețurile sunt în continuă creștere, șefii agenției au fost chemați la Parlament pentru a fi audiați de membrii Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Responsabilii ANRE au menționat că scumpirile sunt cauzate de evoluțiile pe piața internațională. Conform prevederilor votate în această vară, ANRE stabilește zilnic prețurile plafon la carburanții de bază. În ultimele două săptămâni, prețul unui litru de benzină a crescut cu 85 de bani, iar de motorină cu aproape 50 de bani. Ședință importantă în Parlamentul de la Chișinău. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de lege pentru majorarea pensiei minime, pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, pentru modificarea legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție, dar și proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale. Ileana Pârgaru se află la Parlament și vine cu mai multe detalii. Ileana, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, ședință de maximă importanță. Astăzi la Parlament, acum câteva momente, a fost aprobat proiectul ce vizează majorarea pensiei minime până la suma de 2000 de lei. A fost introdus așa zisul supliment de solidaritate care majorează veniturile tuturor vârstnicilor până la suma de 2000 de lei, indiferent de stadiul de cotizare. De asemenea, în aceste momente este examinată componența noii comisii, a Comisiei Electorale Centrale. Potrivit legii, membrii CEC sunt numiți de Parlament, unul este propus de președintele Republicii Moldova, iar restul sunt propuși de fracțiunile parlamentare în funcție de reprezentativitatea din Parlament. Tot astăzi a fost aprobat în prima lectură proiectul ce vizează modificarea Constituției. Astfel, potrivit documentului, a fost exclus termenul inițial de 5 ani la numirea în funcția judecătorilor. Dacă acest proiect va fi votat în lectura a doua și în lectura finală, atunci judecătorii vor fi numiți de președintele țării la propunerea Consiliului Superior al magistraturii până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit aceluiași proiect, a fost exclusă imunitatea judecătorilor, fiind menținută doar imunitatea funcțională, ceea ce înseamnă că judecătorii vor avea imunitate doar în cazurilor de corupție pasivă sau de trafic de influență sau luare de mită. Potrivit legii, proiectul de modificare a Constituției în prima lectură poate fi votat cu majoritatea deputaților aleși. Totuși, pentru lectura finală este necesară majoritate constituțională, adică 68 de voturi. În prezent, majoritatea PAS are 63 de voturi, iar pentru majoritatea constituțională mai sunt necesare 5 voturi ale opoziției. Astăzi, opoziția PCRM-PSRM a părăsit sala de ședințe a Parlamentului, întrucât niciun proiect de-a lor nu a fost introdus pe ordinea de zi. Acestea au fost informațiile de la Parlament. La revedere! Personalități în domeniul viticol mondial au participat astăzi la Chișinău la conferința transfrontalieră WineNet. Ce soluții au propus pentru depășirea crizei din sector apărute din cauza pandemiei, aflați imediat în telejurnal. Reglări de conturi ca în vestul sălbatic la Chișinău. Un angajat în vârstă de 19 ani al unui service auto a fost luat la bătaie de doi indivizi chiar în biroul său. Aceștia s-au supărat pentru că li s-a cerut să-și achite o datorie pentru reparația unei mașini. Au urmat pumni și amenințări cu moartea, iar scandalul a fost surprins de camerele de supraveghere. Vă avertizăm că urmează imagini ce vă pot afecta emoțional.
Incidentul s-a produs în 13 septembrie. Din imaginile postate pe o rețea de socializare, se vede cum doi indivizi intră într-un service auto din sectorul Ciocana din Chișinău și cer explicații unui angajat. La un moment dat, unul dintre agresori l-a lovit violent, iar victima nu a apucat să se apere. Celălalt individ a intervenit și el. A ținut victima de păr în timp ce celălalt o lovea. Autorul posterii a scris și numele unui agresor și susține că acesta s-a înfuriat când i s-a cerut să achite o datorie de 23.000 de lei. Potrivit lui, angajatul bătut este în stare de șoc și are comoție cerebrală. El a depus o plângere la poliție în care a precizat că agresorul l-a amenințat că ar putea reveni cu un cuțit. Poliția a confirmat sesizarea și spune că va reveni cu detalii. Premieră în justiția din Republica Moldova, o cameră specială pentru recunoașterea persoanelor suspectate de infracțiuni a fost înființată la Procuratura din Cimișlia. Dotarea instituției cu un astfel de spațiu face parte din proiectul Consolidarea Eficienței și Accesul la Justiție în Moldova, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Asociația Obștească Invento. Încăperea are 40 de metri pătrați și e dotată cu un perete oglindă prin care suspecții aduși nu-i pot vedea pe martorii din camera alăturată, care, la solicitarea poliției, arată cu degetul spre ei dacă îi recunosc. Astfel, e asigurată confidențialitatea și securitatea martorilor care identifică infractorii. Sala este izolată fonic și dotată cu microfoane și camere video. Aceste condiții permit fixarea mai rapidă și exactă a probelor în dosar. Требования уголовно-процессуального кодекса влекли за собой необходимость создания условий, к которым относятся именно специализированные комнаты для допроса лиц и предъявления для опознания. Anterior, acțiunile procesuale, inclusiv de recunoaștere, erau făcute într-o cameră care nu era dotată conform standardelor internaționale. În unele cazuri, folosiți затемнённые окна транспортного средства для предъявления, для опознания. Проведение этих процессуальных действий с некоторыми неточностями ставило под сомнение результаты этого процессуального действия. Amenajarea camerei speciale de audiere este o inițiativă locală, iar lucrările de renovare au costat 70.000 de lei. Această premieră a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Suedia prin intermediul proiectului Consolidarea Eficienței și Accesul la Justiție în Moldova, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească Invento. Acest tip de proiect demonstrează că inițiativa profesioniștilor din sistemul justiției este una valoroasă și cunoaște cel mai bine cum stau lucrurile la nivel local și cum pot fi acestea rezolvate. În scurt timp, de spații amenajate de interogare ar putea beneficia și procuraturile din Leova, Utah, Găgăuzia, Hâncești și Basarabeasca. După un an de pauză din cauza pandemiei, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a revenit la Chișinău. Ediția din acest an a debutat cu spectacolul Istoria Comunismului povestită pentru bolnavii mintal. Evenimentul cultural va dura 2 săptămâni și se desfășoară în condiții sanitare stricte, cu respectarea distanței fizice și purtarea măștilor de protecție. Mai mult, la spectacole au acces doar spectatorii care prezintă certificate de vaccinare sau teste la COVID. Dornici de spectacole, 10 de împătimiți ai artei teatrale au venit aseară la deschiderea celei de-a 6-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Acces în sala de spectacole au avut doar cei care au prezentat certificate de vaccinare sau teste negativ la COVID-19. E o restricție impusă de Comisia Națională de Sănătate Publică. Iubitorii de artă nu au dat semne că ar fi incomodați de măsurile sanitare impuse de autorități. Îl ținem în mână și arătăm că am fost conștienți că să nu infectăm pe nimeni. Noi am fost setoși de artă. Simțeam o sete și de reuniune atât a teatrelor cât și a spectatorilor. Suntem vaccinați și sperăm foarte mult să primim toată satisfacția de la deliciul spectacolului. Privesc că reuniunea asta a reluat acum chiar fi și în condiții de strictă siguranță sanitară, ca o revenire la normalitate, ca o recuperare este unui fapt de cultură extraordinare. Și maestrul Eugen Doga a spus că era însetat de astfel de evenimente. Am fugit încoace când cu această posibilitate de a nu scăpa această posibilitate. Trebuie să căutăm modalități de a ne vedea, de a ieși în scenă, de a chema publicul, fiindcă prin această acțiune publicul se simte mai sănătos.
La ediția din acest an și-au dat întâlnire 8 instituții teatrale din România și Republica Moldova. Este o imensă plăcere să ne revedem, este o imensă plăcere să participăm la reunirea teatrelor de pe cele două maluri ale Prutului. Am văzut și citesc în ochii tuturor bucuria aceasta a revederii. Suntem convinși că în felul acesta legăturile ample, profunde dintre România și Republica Moldova vor fi substanțiate. Cea de-a șasea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău a debutat cu spectacolul Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental, după scenariul dramaturgului Matei Vișniec în regia lui Cristian Hagiculea. Spectacolul a fost jucat de actori ai Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară sub înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova și României în contextul aniversării a 100 de ani de la fondarea Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Am înțeles cel mai important lucru în viața noastră, că nu doar teatru vrem să facem. Noi vrem să facem teatru românesc. Am simțit ce înseamnă pentru un artist să aparții unei culturi, să nu fii singur. Să ai exemple. Mă bucur că anul acesta, cu toate restricțiile, putem organiza acest eveniment, mai ales că el este la 100 de ani de la înființarea Teatrului Național. Teatrul Național Mihai Eminescu nu este un simplu teatru, este o majoră instituție de cultură care operează cu cuvintele în limba română. Spectacolele jucate la reuniunea din acest an aduc și un omagiu actorului, regizorului și fostului președinte al Uniunii Teatrale din România, Ion Caramitru. Este o ediție deosebită pentru noi și totodată o toamnă dureroasă, pentru că alături de noi, la toate edițiile, la toate reuniunile și nu numai, era prezent Ion Caramitru. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău se desfășoară în perioada 15-29 septembrie. Timp de două săptămâni, iubitorii de teatru vor putea urmări peste 30 de spectacole. Șerif Tiraspol a debutat spectaculos în Liga Campionilor. Galben-negrii au învins pe teren propriu gruparea Shakhtar Donetsk cu 2-0 în prezența peste 8.000 de spectatori. Este o premieră pentru Republica Moldova, care nu a mai avut până acum vreo reprezentanță în grupele Ligii Campionilor. Adame Traore a deschis scorul în minutul 16 cu un voleu superb din interiorul careului. Al doilea gol a fost marcat de Momo Jansane. Campioana Republicii Moldova va juca următorul meci din faza grupelor cu Real Madrid. Partida se va disputa în 28 septembrie pe stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei. Personalități în domeniul vitivinicol mondial au participat astăzi la Chișinău la conferința transfrontalieră WineNet. Printre cei prezenți este și directorul general al Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Participanții au discutat despre realizări și proiecte și au împărtășit idei despre depășirea crizei provocate de pandemie. Conferința transfrontalieră WineNet a fost găzduită de Agenția de Investiții și a fost finanțată de Uniunea Europeană. Au fost prezenți 19 participanți din 8 state, iar evenimentul este unul important pentru industria vinicolă a Republicii Moldova. Prezența speakerilor globali și egida OIV înseamnă de fapt că noi suntem deja poziționați ca o țară care este cotată foarte sus, la nivel înalt, în mondial, în calitatea vinului, în promovarea vinului și în importanța sectorului vinicol atât pentru țara noastră. Deși este pandemie, vinificatorii din Republica Moldova și-au văzut de treabă și au reușit să obțină succes la concursurile internaționale. S-au obținut sute de medalii care confirmă calitatea vinului basarabean. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, care a precizat importanța proiectului transfrontalier WineNet. Unul din obiectivele proiectului este de a crea o rețea de peste 175 de actori din industria vinii viticolă, producători mai mari sau mai mici, universități de profil, institute de cercetare, societate civilă, autorități locale și regionale. Azi am înțeles că vorbim de peste 100 de parteneri care au decis să lucreze împreună, pentru a se dezvolta împreună, pentru a găsi
împreună soluții fără frontiere. For me it's very interesting to come to Moldova in the basin of the Black Sea. And I think we will have very interesting exchanges. Proiectul YNET a fost lansat în 2019, având drept scop sporirea colaborării și comerțului între țările bazinului Mării Negre, Republica Moldova, România și Bulgaria, și cuprinde astăzi peste 175 de membri. În cadrul proiectului au fost organizate webinare, dar și vizite de lucru la vinării. SpaceX a inaugurat o nouă eră în turismul spațial comercial, cum a fost trimisă în spațiu o navă cu 4 oameni la bord, fără ca vreunul dintre ei să fie astronaut. Vedeți peste câteva momente în telejurnal. Italia va impune din octombrie angajaților, inclusiv din sectorul privat, să dețină un certificat COVID. Este prima țară europeană care ia o astfel de decizie în încercarea de a accelera ritmul vaccinărilor și a opri infectările. Certificatul care arată că cineva a primit cel puțin o doză de vaccin, a fost testat negativ sau s-a vindecat de coronavirus, a fost conceput inițial pentru a ușura călătoriile între statele membre ale UE. În Italia, utilizarea permisului a fost extinsă pentru accesul în trenuri, avioane, nave și autocare interurbane, dar și în muzee, săli de sport și restaurante, inclusiv pentru angajații acestora. Au urmat profesorii și personalul din școli. Angajații care nu vor respecta noua cerință ar putea fi suspendați fără plata salariului. Nu este clar dacă absența certificatului ar putea servi ca motiv pentru concediere. Personalul medical nevaccinat cel puțin cu prima doză nu va mai primi salariu. Măsura a intrat în vigoare în Franța și deja au fost suspendați 3.000 de angajați din acest sector. Ei riscă în plus și sancțiuni disciplinare. Cadrele medicale, pompierii, ambulanțierii, personalul din casele de bătrâni și din centrele de îngrijire s-au prezentat în fața angajatorilor cu dovada vaccinării cu cel puțin o doză. Până pe 15 octombrie au timp să se imunizeze și cu cea de-a doua doză. Cei care nu sunt de acord sunt suspendați, așa cum este cazul unui angajat dintr-un centru de îngrijire a persoanelor în vârstă din Bordeaux. Par rapport au vaccin, moi j'ai décidé de pas me faire vacciner. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt au vu des études scientifiques que j'ai pu entendre par certaines personnes. Indiferent de vechime și de experiență, decizia este aceeași pentru toți. Deși cei care nu s-au vaccinat sunt o minoritate, există temerea apariției unei crize de personal. Que si on ne peut pas remplacer ces soignants qui s'en vont, si on ne peut pas remplacer ces défections, ben le travail va se reporter sur les autres. Et moi j'ai peur d'un cercle un peu non vertueux avec de la fatigue, de l'usure et puis une augmentation de l'absentéisme. Voilà. C'est le risque qu'on peut avoir pour les prochaines semaines. Prima zi de aplicare a deciziei a fost întâmpinată cu proteste. Medicii din sectorul liberal care își continuă activitatea fără să fie vaccinați riscă o amendă de 135 de euro. La 3 verbalizări într-o lună, amenda ajunge la 3.750 de euro. Peste 88% dintre cadrele medicale din spitalele publice și din casele de bătrâni figurează imunizate cu cel puțin o doză în statisticile Autorității pentru Sănătate Publică din Franța. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Slovenii au ieșit în stradă să protesteze față de introducerea pașaportului COVID. Începând de ieri, toate persoanele de peste 12 ani trebuie să prezinte obligatoriu permisul sanitar pentru activități în public, la serviciu, la medic, în transportul în comun, în benzinării sau biserici. Oamenii s-au adunat aseară în fața Parlamentului sloven și a fost nevoie de intervenția poliției pentru a dispersa mulțimea. Oamenii s-au adunat încă din cursul după amiezii în fața Parlamentului din Ljubljana. Au venit foarte mulți tineri. Ei consideră că guvernul face un abuz cerând vaccin sau test pentru activități de rutină, cum e mersul la magazin sau cu transportul în comun. Pucnițe, uciuie izobrazbă în care naihuie, uciuie otroștvă nașii otroc în pe nihovă prihodnost.
Permisul sanitar care atestă vaccinarea, rezultatul negativ al testului sau trecerea prin boală este obligatoriu în Slovenia începând de ieri. Peste tot, la serviciu, în magazine, în transportul în comun, în biserici, ba chiar și în benzinării. Inclusiv străinii au avut probleme, cum e acest cuplu din Germania. Tinerii nu știau de ce nu pot face plinul la mașină. We didn't know that. Yeah, yeah. Maybe that's why you cannot. Oh, yeah. Okay, we have to show it first. Yeah. Persoanele nevaccinate sau care nu au avut boala în ultimele 6 luni trebuie să se testeze o dată la 3 zile. Scandal de înaltă trădare în Statele Unite. Șeful statului major în funcție și pe vremea președintelui Donald Trump ar fi luat legătura cu generalii chinezi și ar fi promis că îi va preveni în cazul în care Trump ar decide să atace China. Dezvăluirea apare într-o carte ce va fi lansată săptămâna viitoare. Generalul Mark Milley, șeful statului major, a refuzat să facă vreun comentariu, la fel și Pentagonul. Cartea se numește Peril, pericol, și va fi lansată pe 21 septembrie. Conține elemente șocante. Generalul Milley l-a sunat în secret pe șeful statului major al armatei chineze imediat după alegeri. General Li, ne cunoaștem de 5 ani. Dacă atacăm, te voi suna din timp. Nu veți fi luați prin surprindere. Numit șef al statului major în vremea administrației Trump, Milley a fost păstrat de actualul președinte Joe Biden. Fostul șef de la Casa Albă, Donald Trump, afirmă că nu s-a pus nicio clipă problema atacării Chinei. Mulți republicani cer demiterea imediată a lui Milley și anchetarea lui sub acuzația de înaltă trădare. Democrații susțin însă că Milley a procedat corect, pentru că Trump era atât de furios că a pierdut alegerile, încât ar fi fost capabil să pornească un război. But what I can assure you all of is that the president knows General Milley. He has been chairman of the Joint Chiefs for almost 8 months of his presidency. They've worked side by side through a range of international events, and the president has complete confidence in his leadership, his patriotism, and his fidelity to our Constitution. De altfel, se pare că Nancy Pelosi, piesă grea a democraților, speakerul Camerei Reprezentanților, l-ar fi sfătuit pe Milley să îi sune pe chinezi. 80 de fotbaliste afgane s-au refugiat în Pakistan. Nu mai aveau niciun viitor, întrucât talibanii interzic femeilor să facă sport, pentru că echipamentul sportiv, mai ales în fotbal, nu le acoperă corpul în totalitate. În semn de protest față de abuzurile la care talibanii supun femeile, mai multe afgane din străinătate au inundat rețelele de socializare îmbrăcate în costume populare tradiționale viu colorate. Juniorele afgane din Naționala de Tineret vor rămâne în Pakistan o lună de zile, după care vor pleca spre Occident. Sunt în total 81 de persoane, fotbaliste cu familiile lor, precum și antrenoare și personal tehnic. My daughter is a player football. Thank you for yourself, because the Pakistan is very good country, and thank you for your help. Echipa de senioare a părăsit Afganistanul încă de acum o săptămână. Imediat ce au preluat puterea, talibanii au spus ferm că sportul feminin nu respectă preceptele islamului, pentru că echipamentul, cam la toate disciplinele, dezvăluie porțiuni din corpul femeii. Femeile nu pot ieși în public decât cu vărul integral. În semn de solidaritate, sute de femei afgane din străinătate au postat fotografii pe rețelele de socializare, purtând costume tradiționale, însoțite de comentariul: adevăratul port popular afgan e în culori vii și pe permite femeilor să-și arate frumusețea. Talibanii au interzis și muzica. Nenumărați artiști, pentru care muzica era singura sursă de venit, au rămas acum fără pâine. چون جانم در خطر است. اگر اون بفهمه که ما هنرمند هستم، وقتی که آلات موسیقی ما را میده کردن، خود ما را چی خواد کردن؟ خود ما را خدمت میزند. با میترس ما نمیتونم اتاسخانه به دوستی برایم. Și când au preluat prima dată puterea, în 1996, una dintre primele măsuri luate de talibani, ca și acum, a fost interzicerea muzicii, atât vocale cât și instrumentale. SpaceX a inaugurat o nouă eră în turismul spațial comercial. 4 oameni au plecat în spațiu la bordul unei navete, fără ca vreunul dintre ei să fie astronaut profesionist. Echipajul
Mat dintr-un miliardar în vârstă de 38 de ani care finanțează un inginer aerospațial, un profesor de artă și un tânăr care a supraviețuit cancerului în copilărie. E primul zbor cu echipaj uman alcătuit doar din persoane care nu au calificare de astronauți. Misiunea privată în jurul Pământului nu va dura 3 zile. Succesul ar putea inaugura o nouă era a turismului spațial comercial. Mai multe companii deja se luptă să atragă clienți bogați dispuși să achite o avere pentru a experimenta euforia unei călătorii supersonice, câteva minute de imponderabilitate și spectacol vizual al spațiului cosmic. Săptămâna modei s-a încheiat la Beijing cu un spectacol al noilor creații îmbinate cu elemente culturale tradiționale. A fost punctul culminant după 11 zile de prezentări pe podium și iată fără alte comentarii câteva imagini de la sfârșitul paradelor. Atât pentru această oră, cu mai multe informații, vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!